Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Bine v-am găsit la rubrica Natura e acasă. Astăzi amprenta de carbon este vedeta, iar eu și Deiu doar o vom pune în lumină. Bine, bine te-am regăsit, Deiu, din nou la Misiunea Verde. Bună, Mona! Mă bucur să vorbim din nou despre subiecte importante. Amprenta de carbon este... Printre cele mai. Este printre cele mai importante. Dar ce e oare? Ia spune-ne tu ce este amprenta de Vă spun. carbon. Amprenta de carbon reprezintă cantitatea de gaze cu efect de sără pe care o emite ba o persoană, ba o persoană fizică, ba o entitate, o organizație, o persoană juridică. Adică organizație, o, exact. o firmă, o companie, exact. o fabrică, o organizație, oricine. Deci și noi și organizațiile creăm această amprentă de carbon. Și de ce e importantă? De ce e important să vorbim despre ea? De ce a devenit vedeta în această perioadă? pentru că este un indicator al impactului, al impactului nostru asupra mediului. Și, evident, amprenta de carbon, de fapt, reflectă cât de mult poluăm și contribuim la încălzirea globală, la fenomene meteoro meteorologice extreme, la uh, catastrofe naturale și, evident, la degradarea biosferei. Deci, dacă am reduce amprenta de carbon, am avea șanse, practic, să reducem impactul efectelor schimbărilor climatice. Haideți să vedem cum putem calcula această amprentă de carbon și ce măsuri putem lua pentru a o reduce. Partea bună este că există deja foarte multe organizații care au creat uh, instrumente digitale online pe care le poți folosi uh, foarte ușor pentru a-ți calcula uh, amprenta de carbon. De exemplu, uh, CERC. Uh, am uitat exact cum se numește uh, organizația, dar. Uh, a, uite, uh, Coaliția pentru Economia Circulară. Uh -huh. Și mi se pare foarte interesant pentru că ei îți oferă aceste tooluri prin care poți să-ți calculezi uh, consumul de energie uh, acasă în transport... În fiecare zi, practic, exact. pe orice, în orice activitate pe care tu o desfășori de din începând de la prima ora zilei până la uh, culcare, poți să-ți calculezi, uh, să calculezi amprenta de carbon. WWF România știu că are foarte multe inițiative care ajută oamenii să-și aducă amprenta de carbon. Spune-ne mai multe despre proiectele voastre. WWF a preluat uh, responsabilitatea de a aduce la cunoștința oamenilor, a comunităților și a guvernelor, tactici de practici responsabile, metode prin care putem uh, să tratăm această problemă cât mai uh, responsabil și mai ecofriendly. De la alegerea uh, transportului, cu ce ne deplasăm, uh -huh. să mergem cu bicicleta, să mergem uh, pe jos, să mergem cu trotinete sau cu uh, vehicule care nu poluează, uh -huh. să folosim uh, energie regenerabilă cum ar fi. Fotovoltaice sau. Exact, eoliene. panouri uh -huh. solare, turbine eoliene, deja sunt variante pe care poți să le montezi pentru apartamentul tău. Uh -huh. Dincolo de folosirea energiei regenerabile, cum pot gospodăriile să devină mai eficiente energetic? Gospodăriile pot investi în izolarea termică a locuințelor, pot investi în electrocasnice eco-friendly, pot investi inclusiv în panouri solare sau în energie eoliană. Uh -huh. Noi vorbim acum așa la modul general aici, în rubrica noastră, însă puteți găsi informații detaliate pe site-ul www.vvf.ro dacă e să vorbim despre reducerea amprentei de carbon și tot ceea ce înseamnă acest lucru. Deci eu mulțumesc pentru astăzi, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare, iar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți în continuare emisiunea verde. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.